Bună ziua! Bună ziua! Ștefan Bărătoși. Sunt de la Melita Residence, dezvoltatori în Băneasa. Ne-am gândit să dezvoltăm și noi un proiect foarte interesant cu sistem open space, geamuri foarte mari, în așa fel încât cei care se mută acolo să se simtă foarte bine în largul lor. Am dotat blocul respectiv, sunt două scări de bloc, fiecare scară are câte un lift, sunt patru nivele, subsol și parter, bineînțeles. Și vreau să vă spun că e deja căutat zona respectivă, am în vedere că s-au dezvoltat foarte multe proiecte în acea zonă și atunci noi ne bucurăm pentru că deja am început să închiriem apartamente, să vindem unele dintre ele. Avem garsoniere, apartamente cu două camere, cu trei camere și folosim tehnologia cea mai avansată, mă refer la partea de videointerfonie pentru fiecare apartament în parte. Și care sunt prețurile apartamentelor și câte mai sunt disponibile? Nu pot să vă spun exact câte mai sunt, că sunt foarte multe închiriate, dar având în vedere că putem să, pentru cei dornici să cumpere, putem să eliberăm, nu e nicio problemă apartamentele respective. Acum, prețurile sunt diferite. Mă refer la prețuri la garsoniere, garsoniere care încep de la 60.000 de euro. Mai avem apartamentele de două camere care sunt de 80.000 de euro și, bineînțeles, cele de trei camere care sunt de la 180.000 de euro și avem și duplexuri. Duplexuri, ce se întâmplă? Ne-am gândit să facem un proiect inedit pentru România și am venit cu o idee foarte interesantă. Am construit niște duplexuri, parter și etaj, cu scară interioară și fiecare duplex să aibă posibilitatea la o grădină proprie, unde poți să-ți faci un grătar, poți să stai la masă, având în vedere că a venit vara, este extraordinar de binevenit pentru cei care doresc să își cumpere un asemenea apartament. Toate apartamentele sunt dotate cu echipamente foarte bune, mă refer și la cele sanitare și termice. Blocul este amplasat foarte bine pentru că am dezvoltat acolo și o cameră tehnică exterioară, unde am montat niște centrale murale în cascadă pentru a asigura căldura la radiatoare. Dacă intru în amănunte, sunt foarte multe amănunte referitoare la echipamente, pot să vă spun și mărci și tot ce, dar ne-ar lua o zi întreagă. Am înțeles. Mulțumesc mult și succes în continuare. Plăcere, mulțumesc foarte mult și slavă Domnului să avem toți succes.